Amin. Și haideți să ne ridicăm în picioare. O să citim în această seară, în această după masă, din Galateni, capitolul 6, primele două versete. Citesc puțin, se pot predica mult, stimul principiu. Galateni, capitolul 6, primele două versete, versetul 1 și versetul 2, pagina Sfintele Scripturi, 1144. Fraților, dacă un om ar cătea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Sunt foarte convins că nu există biserică pe fața întregului pământ, indiferent de cât de mică sau de mare este. Și în viața căreia să nu existe sau să fie existat cazuri de oameni care la un moment dat, atât de entuziasmant, l-au mărturisit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, o perioadă de timp au venit la biserică și păreau a fi pe drumul cel bun. Și la un moment dat, din anumite motive, oamenii aceștia au ajuns să se întoarcă de unde au fost scoși de Dumnezeu. Să se întoarcă înapoi în păcat, să se întoarcă înapoi în lume, să se întoarcă înapoi la viața cea veche. Astfel de cazuri, dragii mei, sunt cât se poate de dureroase. Dacă faci parte din trupul lui Hristos, dacă ești mai mult decât un simplu membru, dacă ești mădular, cum spune Apostolul Pavel, în trupul lui Hristos, căderea unui om din biserică te doare și trebuie să te doară. E ceva ce frânge inima părinților, e ceva ce frânge inima fraților și a surorilor, care cu adevărat simt din punct de vedere spiritual. Astea nu sunt cazuri plăcute, dorite, dar din nefericire, spunând că odată în orice biserică și din păcate în multe, poate familii, se întâmplă să existe astfel de situații. Și vorbim în seara asta de oameni care au ajuns să cadă spiritual. De oameni care au fost undeva, de oameni care au pornit pe un drum bun și la un moment dat s-au întors înapoi în viața lor păcătoasă. Vezi dumneavoastră, căderea unui om din punct de vedere spiritual poate să fie de două feluri. Poate să fie una evidentă, adică pur și simplu omul e într-o stare de revoltă, spune public și deschis că nu vrea să mai aibă de-a face cu biserica, cu Dumnezeu și cu nimeni din biserică. Pe de altă parte, există cazuri de oameni care au căzut și care sunt căzuți, dar dacă vreți, căderea lor este una mascată, este una ascunsă. Ei fizic participă la biserică. Fizic sunt în biserică, ba chiar și cântă, ba unii pot să ridice mâna sus, dar din punct de vedere lăuntric, în inima lor, duhul lor este stins. Ei nu mai au nici o viață cu Dumnezeu, ei se închină din reflex, dar acolo înăuntru lor nu mai există o realitate a trăirii cu Dumnezeu. Deci avem cazuri de căderi evidente, care sunt notorii, publice, și avem în același timp cazuri de oameni căzuți care vin la biserică, dar în același timp, din punct de vedere spiritual, sunt prăbușiți, sunt căzuți. Țin minte, cu mulți ani de zile în urmă, la începutul slujirii mele în zona lucrării de tineret, am avut privilegiul și bucuria să ies în afara granițelor țării. Pentru un tânăr care pe vremea aia nu prea ieșea din țară, orice prilej de a ieși din România mi se părea ca fiind ceva extraordinar. Și m-a bucurat foarte mult când am primit o invitație să merg undeva să slujesc un weekend într-o biserică din diaspora, cu atât mai mult cu cât era o conferință regională acolo. Și m-a bucurat foarte mult, au fost două zile de conferință de tineret, au fost foarte mulți tineri veniți din multe părți.
Și la un moment dat, să știți că mă uitam și priveam cu multă admirație spre un tânăr, un worshipper, cu chitară, cu voce extraordinară, care spunea să lăudăm pe Domnul, ridica mâinile, provoca. Și a zis, wow, în mintea mea, ce bun ar fi ăsta dacă l-am transferat la noi la biserică cumva. Ce bun ar fi la noi. Știți cât a durat impresia asta? Până la o rugăciune. Până la o rugăciune în care Dumnezeu a cercetat puternic tinerii aceia și țin minte că la un moment dat, în timp ce eram cu ochii închiși și mă rugam, m-a bătut cineva pe umăr. Și când am deschis ochii, era el, era cu lacrimi în ochi și mi-a zis, frate Dorel, roagă-te acum pentru mine. Și am zis, dar pentru ce? Trebuie să ne rugăm împreună, vrei să spui tu? Nu, roagă-te pentru mine. Și a zis, eu am o viață dublă. Eu prestez aici, în biserică, o formă de închinare, dar înăuntrul meu sunt prafă la pământ. Roagă-te pentru că sunt căzut. Și vreau să spun că am fost foarte șocat. În ochii mei, în impresia mea, era un tânăr extraordinar, plin de putere. De fapt, era un tânăr înăuntrul lui prăbușit. Vedeți, dumneavoastră, spunând cu o dată, scăderi mascate și sunt unele evidente. Mai mult de atât, când vorbim despre căderi spirituale, există, dragii mei, de asemenea două forme de cădere spirituală. Există o cădere spirituală, dacă vreți, accidentală. E cazul pe care îl avem aici în Galateni, capitolul 6, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală. Adică nu e ceva etapizat, e ceva ce s-a întâmplat brusc. Într-un context, sub o anumită presiune, omul a cedat și a făcut ceva neisprăvit spiritual. Dar pe de altă parte există căderi, dacă vreți, într-un mod deliberat. Pas cu pas alegi, în ciuda tuturor avertismentelor pe care Dumnezeu ți le dă, le ignori și te duci din rău în mai rău. Până acolo, încât la un moment dat devii insensibil la vocea lui Dumnezeu, la vocea Duhului Sfânt, la avertismentele pe care Dumnezeu ți le transmite prin cuvânt, prin oamenii lui Dumnezeu, prin comunitate. Spunea cineva, dragii mei, că orice păcat care este săvârșit a doua oară nu mai este un accident, ci este o alegere. Când este a doua oară, deja este o alegere. Și poate că asta ar trebui să ne pune pe gânduri în seara asta. Pentru că odată poți să numești accident, dar când se întâmplă a doua oară, păcatul ăla repetat în viața ta, și a treia oară, și a patra oară, deja e o alegere. Și de-aia cred că ar trebui foarte conștienți în seara asta să ne gândim serios la subiectul ăsta. Pentru că probabil și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră aveți în anturajul vostru oameni care nu sunt bine. Dar s-ar putea ca unii din locul acesta în seara aceasta, ei să nu fie tocmai bine. Și de-aia mă gândesc, dragii mei, că poate că tema aceasta, subiectul acesta ne poate vine ajutor în seara aceasta. Vedeți, dumneavoastră, vreau să precizez niște lucruri pentru că vreau să distrugem niște mituri care spun, încă o dată, sunt mituri, dar care nu sunt adevărate. Există foarte mulți oameni care se hrănesc cu multă mitologie în biserică, mitologie din asta bisericească. Și una dintre ele este faptul că dacă la un moment dat ai avut niște experiențe înălțătoare cu Dumnezeu, asta te va face imun la cădere. Vreau să vă spun, dragii mei, că există oameni despre care se spune în Evrei, capitolul 6, versetul 4 la 5. Și ce se spune despre oamenii ăștia? Și nu spun, aici nici măcar nu e cazuistică bisericească contemporană, este ceea ce spune Biblia, principiile lui Dumnezeu. Există oameni, atenție, despre care Biblia spune că au fost luminați. Oameni, dragii mei, care au gustat cuvântul lui Dumnezeu, cel bun. Oameni care au fost părtași Duhului Sfânt și care cu toate aceste experiențe pe care le-au avut, au căzut. Deci dacă cumva te îmbeți cu apa aia rece și crezi că dacă tu ai fost botezat cu Duhul Sfânt acum azi 2 ani de zile și botezul cu Duhul Sfânt crezi că e un fel de zid de protecție să nu cazi, te înșelă marnic. Dragii mei, asta e folclor, asta nu e realitatea biblică. Realitatea biblică ne conștientizează că orice om, indiferent de bagajul experiențelor pe care le-au avut cu Dumnezeu, indiferent cât de înălțătoare au fost, dacă nu ești atent, cazi. Și poți să cazi rău de tot. Mai mult de atât, dragii mei, de foarte multe ori avem impresia că dacă stăm pe lângă oamenii lui Dumnezeu, asta ne scutește de cădere. Există în mintea noastră o mitologie din asta, spunând cu o dată, bisericească, pe care trebuie să o destructurăm în seara asta, pentru că nu-i biblică. Eu știu, tovărășilor, le strică obiceiuri bune, da, e adevărat, stai lângă oamenii lui Dumnezeu, dar nu-i suficient.
Degeaba stai în proximitate pe lângă oamenii lui Dumnezeu dacă tu n-ai o părtășie reală cu Dumnezeu. Faptul că stai lângă Pavel nu te scutește de cădere. Oameni buni, vreau să vă spun despre un proroc pe nume Gehazi care stătea, știți lângă cine? Lângă cel mai puternic proroc al vremii lui, lângă Elisei. Ăsta era omul lui Dumnezeu. Elisei care avea o putere extraordinară, Elisei care avea un duh puternic al lui Dumnezeu peste el, de descoperire și nu numai. Și cu toate acestea, Gehazi din preajma lui Elisei, dragii mei, cade, falimentează groaznic, devine lepros pentru o viață întreagă. Pentru că noi avem impresia de foarte multe ori că dacă stau pe lângă proroc, că dacă stau pe lângă păstor, că dacă stau pe lângă ăla care se roagă mai mult decât mine, o să fiu păzit. Ascultă-mă ce spun. Niciodată proximitatea lângă niște oameni ai lui Dumnezeu, proximitatea ta față de niște oameni ai lui Dumnezeu nu te va scuti și nu o să înlocuiască niciodată părtășia pe care trebuie să o ai în mod real cu Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, există anumite impresii care de foarte multe ori cu care noi ne hrănim. Și impresiile acestea ne pot fi foarte dăunătoare, iluziile pe care le cultivăm la nivelul minții noastre. Avem anumite impresii despre noi și credem, dragii mei, că noi niciodată nu o să cădem. Că noi dacă o căzut cu tare, că dacă o căzut ăla, eu niciodată nu o să întâmple lucrul acesta. Vă duceți aminte ce spune Petru lui Iisus? Foarte, foarte nonșalant Iisus îi spune, ai grijă că toți mă veți trăda, toți mă veți părăsi. Și spune Petru, chiar dacă toți, spune, ar avea un prilej de potignire în tine, eu nu voi avea. Marcu 14:29. Și Iisus spune, ascultă-mă Petre, impresia ta. De câte ori n-am avut impresia, dragii mei, că suntem tari și puternici și când am crezut că suntem mai tari și mai puternici, atunci am primit cea mai puternică lovitură spirituală. De-abia n-am adunat de pe jos, am fost numărat ca la box, la puncte. Knockout. Pentru că avem impresia de foarte multe ori, dragii mei, că suntem puternici și că nouă nu se poate întâmpla și le s-a întâmplat altora. Există de asemenea un alt mit pe care trebuie să-l spulberăm în seara asta și anume că dacă tu sau cu mine avem o chemare din partea lui Dumnezeu, chiar dacă e una mai vizibilă, asta ne scutește, dacă vreți cumva, de cădere. Fals! În Efeseni capitolul 4:11 se vorbește despre slujbele din biserică și se vorbește despre apostoli, despre proroși, despre evangheliști, despre păstori, despre învățători. Vreau să vă spun ceva, din toate aceste categorii sunt oameni care au căzut. Au căzut apostoli. Iuda ce-a fost? Au căzut, dragii mei, ascultați-mă, proroci. Și cad. Au căzut evangheliști și cad. Au căzut păstori și cad. Au căzut învățători și cad în erezii groaznice. Pentru că, ascultați-mă, chemarea pe care o ai de la Dumnezeu, oricât de frumoasă, de spectaculoasă ar fi, de puternic ar fi, nu te face imun la cădere, fii foarte atent! Și deci lucrul pe care trebuie să-l înțelegem în această seară, dragii mei, nimeni de aici, în frunte cu mine, nu este scutit de cădere spirituală. De-aia trebuie să fim veși, treși și vegheatori, de-aia trebuie să fim foarte, foarte conștienți legat de pericole care pândesc viața noastră în orice clipă. Ascultați-mă, lupta noastră împotriva diavolului, lupta noastră împotriva firii pământești, lupta cu noi înșine durează până când ne dăm ultima suflare. Atunci putem să spunem, am biruit. Dar până atunci există pericol să fim biruiți. Și de-aia Dumnezeu să ne dea o minte trează și puternică. Subiectul acesta vreau să-l abordez în această seară în biserică și vreau să dăm împreună, să dăm răspuns, să găsim răspunsul la un subiect controversat, delicat, dar atât de necesar de menționat în biserică, cred, periodic. Cum să ridici un om căzut? Cum să ridici un om căzut? Și în ceea ce voi expune în seara aceasta, dragii mei, stau și multe din principiile bisericii noastre. Pentru că noi nu putem să închidem ochii, la noi nu, frate, la noi nu se întâmplă așa ceva. Putem să ignorăm realitatea sau putem să o înfruntăm și să căutăm soluții din partea lui Dumnezeu la subiectul ăsta foarte, foarte delicat. Oameni căzuți, ok, cad oameni, am văzut că au căzut, cad. Dar, dragii mei, cum putem ridica un om căzut? Despre asta ne vorbește Apostolul Pavel aici. S-ar putea ca să ai în familia ta pe cineva care este căzut. S-ar putea să fie un copil rebel care e căzut spiritual. S-ar putea să fie un soț, poate putea să fie soția ta. S-ar putea să fie din, poate, părinții tăi. Mă rog din toată inima în această seară Duhului Dumnezeu să ne vorbească. Cum să ridici un om căzut? Dragii mei,
primul aspect pe care vreau să subliniez aici, trebuie să, când e vorba de ridicarea unui om căzut, trebuie să avem în vedere anumite răspunsuri. Anumite răspunsuri. Și știți de ce? Pentru că orice cădere a unui om naște întrebări. De ce a căzut? Cum de-a ajuns aici? Dar când s-a întâmplat? Dar de ce? Dar cine e de vină? Orice cădere naște întrebări. Și de aceea trebuie să avem în vedere anumite răspunsuri. Dragii mei, haideți să-ți dăm răspuns la întrebarea de ce ajung oamenii să cadă? De ce oameni din biserică ajung să cadă? De ce oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu înălțătoare, puternice, ajung uneori să cadă spiritual? Sunt oameni, dragii mei, care cad pentru că în această cursă a ispitelor devin de foarte multe ori foarte, foarte vulnerabili. Ispitele, cursa ispitelor este o cauză pentru care oamenii cad în păcate. Spunea cineva că ispitele este o reclamă pe care diavolul o face păcatului. Și, dragii mei, de foarte multe ori, prin ceea ce suntem ispitiți, pentru că nu avem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu suntem înarmați cu Scriptura, pentru că vine diavolul și pentru că ne arată slava împărăției lumii, pentru că ne arată pâinile, pentru că ne face propuneri tentante, de foarte multe ori, pentru că nu știm că este scris, ajungem să cădem în ispită. Un alt motiv pentru care oamenii ajung să cadă din punct de vedere spiritual este că ignoră avertismentele. Cursa ispitelor, ignorarea avertismentelor. Vă duceți aminte, Iisus Hristos îi spune lui Petru, îl avertizează, în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. De trei ori te vei lepăda. Iisus Hristos îl avertizează clar pe Petru. Și Petru, știi ce spune? Doamne, chiar dacă, zice, ar trebui să mor, eu de tine nu mă leapăt. Și noi știm că toți ținut asta. Vezi, Dumnezeu ne vorbește atât de clar, ai grijă și tu spui, Doamne, nu fă nicio grijă. Ai grijă, nu, pentru minute să-ți faci, deci că eu-s bine. Tocmai poate ai o problemă. Și ajungem să cădem spiritual pentru că cădem în această cursă a ispitelor, pentru că mai apoi ignorăm avertismentele. De foarte multe ori, dragii mei, ajungem mai apoi să cădem, există situații în viață, pentru că experimentăm anumite dezamăgiri, dezamăgirile din viață. Aduc căderi în viața noastră. Dacă nu suntem poziționați puternic ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, de foarte multe ori, anumit eveniment, anumit gând, anumit lucru care nu se întâmplă cum vrem noi, creează dezamăgiri, dezamăgirile de foarte multe în loc la despărțirea de Dumnezeu. Am spus în biserică de multe ori un caz al lui Charles Templeton, a fost cel mai mare, unul dintre cei mai mari polemici ai pocăinței. Omul ăsta predica în 1947 cu Billy Graham în cruciada de evanghelizare din Europa. Și la un moment dat se desparte de credință, se desparte de Hristos, pentru că ajunge ca în mintea lui, din cauza unor dezamăgiri, unor întrebări la care crede el că n-a primit răspunsuri, să se despartă de Dumnezeu și să devină un polemic al lui Dumnezeu. Să toată viața lui să se certe cu Dumnezeu până la moarte. Pentru că, rezumeastră, putem să cădem în viață și sunt situații, sunt motive pentru care oamenii cad. Dar, dragii mei, există, spuneam că necesită anumite răspunsuri. De ce ajung oamenii să cadă? Dar un al doilea răspuns, dragii mei, pe care trebuie să-l dăm, se mai poate ridica un om căzut? Cred că aici e important de văzut. Oare se mai poate ridica un om care a căzut? Asta e o întrebare grea. Dar, dragii mei, nimic nu-i prea greu pentru Dumnezeu, nimic nu-i prea greu pentru cuvântul lui Dumnezeu să ne spună. Și acum, dragii mei, întotdeauna când vine vorba de întrebarea să mai ridică un om căzut, pentru că există două poziții, niciodată, never, forever, ai căzut, nu mai ai nicio șansă, sau există, bineînțeles, părerea cealaltă, da, poți să te ridici. Dar, dragii mei, haideți să ne uităm la un controversat text pe care îl înțelegem noi de foarte multe ori greu și greșit din cuvânt, Evrei capitolul 6. Cei care au fost luminați odată și au gustat darul cerești și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut este, ce se spune aici? Cu neputință, și de aici își argumentează unii oameni ideea că nu se mai poate ridica un om căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocorit. Deci, frate, nu ai nicio șansă. Ai căzut, s-a terminat. Tu îl răstignești pe Hristos a doua oară, pentru că așa știm noi să argumentăm de multe ori. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Aici, în Evrei, capitolul 6,
Primele două versete, versetele de la 4 la 6, sunt o afirmație. Și această afirmație, dragii mei, este una, pornește de la o ipoteză, de la un caz ipotetic, din unul real. Pavel dă un exemplu. Dacă. Uitați-vă. Și mai apoi apostolul Pavel vine, dragii mei, pe lângă afirmație, ne dă o ilustrație. Uitați-vă de la versetul 7. Și aici ilustrează ideea de mai de sus. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Deci e o afirmație și mai apoi este o ilustrație a afirmației de mai sus. Acum, să nu vă pierd. Oameni buni, apostolul Pavel, spunând că o dată, prezintă aici o situație ipotetică. 2. Apostolul Pavel se adresează în această epistolă cui? Evreilor. Acum, apostolul Pavel, pentru că se adresează specific comunității evreiești, de evrei, din toată lumea, apostolul Pavel vrea să spun următorul, să sublinieze următorul lucru. Voi care sunteți evrei, care până să-L cunoașteți pe Hristos, ați trăit sub lege, v-ați tăiat împrejur și ați practicat ritualul legii, dar care ați înțeles la un moment dat că legea nu te poate mântui și ai acceptat jertfa lui Hristos și ai acceptat faptul că El și prin El ești mântuit, prin Harul lui Dumnezeu ești mântuit. Și spune apostolul Pavel, fiți atenți, dacă voi evrei, pentru că asta făceau unii, dacă voi vă întorceți înapoi la lege, dacă vă întoarceți la lege din nou, după ce ați cunoscut, și vă uitați-vă în Galaten mai departe acolo, voi care ați experimentat toate astea și vă întoarceți înapoi la lege, îi cu neputință să fiți mântuiți. Pentru că există o singură cale prin care un om poate să fie mântuit. Și asta este jertfa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. E cu neputință să fii mântuit prin faptele legii. Singurul mod prin care poți să fii mântuit este prin jertfa lui Iisus Hristos. Și dragii mei, ceea ce fac unii evrei, ceea ce făceau unii evrei în perioada aceea, este că după ce se converteau, se întorceau înapoi și încercau să practice în același timp și creștinismul și legea iudaică. Și Pavel spune, nu. Știți de ce? Pentru că voi îl răstigniți pe Hristos a doua oară. Pentru că voi nu înțelegeți că mântuirea este exclusiv prin jertfa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și dragii mei, la întrebarea, un om care a căzut rău de tot, un om care a căzut rău de tot și cazul lui notoriu și public, întrebarea este, mai poate fi omul ăsta reabilitat? Mai poate fi omul ăsta care e căzut să se ridice? Dragii mei, vreau să vă spun ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este în spiritul întregii scripturi. Dragii mei, un om care întinde mâna spre Dumnezeu, indiferent cât de jos ar fi căzut, mâna lui Dumnezeu îl atinge, mâna lui Dumnezeu îl poate ridica. De aceea vreau să vă spun, cât există inimă în noi care bate, cât există dorință sinceră de pocăință, orice om care este căzut se poate ridica în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, Hristos a murit pentru păcatele noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Vă duceți aminte când Dumnezeu îl ia pe Ezechiel, pe prorocul Ezechiel și îl duce în Valea Oaselor? Vă duceți aminte ce spuneau evreii despre ei și Dumnezeu deschide ochii lui Ezechiel să vadă cum arată ăștia spiritual? Zice că m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase și erau uscate de tot, erau plină valea aia de oase. Și spune Dumnezeu, știi cine sunt ăștia? Cine, Doamne? Ăștia-s casa lui Israel și poporul evreu. Și știți ce ziceau ei? Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Ei credeau despre ei că nu mai au nicio șansă. Și acolo, dragii mei, în Valea Oaselor, spiritual vorbind, Dumnezeu îl pune pe Ezechiel să prorocească. Și îl pune să prorocească și să cheme acel Duh al lui Dumnezeu care duce viață, care întramă și care ridică și care face din nou armată puternică. Oameni uscați, oameni morți, care spuneau, noi nu mai avem nicio șansă, Dumnezeu dă o șansă. Pentru că, dragii mei, trebuie să răspundem la această întrebare nu pe ceea ce credem noi, ci pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumoasă imaginea pe care o are la un moment dat C.S. Lewis într-o carte de lui. Dacă există măcar o scânteie sub cenușă, indiferent cât de ars ar fi viața ta, indiferent cât de multă cenușă ar fi în viața ta, spunea C.S. Lewis, dacă există măcar o scânteie sub cenușă, vom sufla până întreaga grămadă de cărbun va fi aprinsă. Dar dacă nu mai este,
Adică dacă ești stins, dacă tu nu vrei, dacă nu mai ai nicio voință, nu mai este decât cenușă, spunea, doar nu o să suflăm să ne aruncăm cenușă în ochi. O să spun că în această seară Dumnezeu încă suflă spre tine. Poate sunt oameni care ne urmăresc și care sunt căzuți și sunt în cenușă. Dumnezeu încă suflă spre tine, Duh de viață. Dumnezeu încă suflă spre tine pentru că vrea să te aprinzi. Dumnezeu încă vrea să se aprindă viața de rugăciune. Dumnezeu încă vrea să-ți aprindă viața de Scriptură. Dumnezeu vrea să-ți aprindă viața aia ta care-i stinsă. Dumnezeu încă suflă. Dar atenție, până mai fumegă ceva acolo. De-aia mă rog în această seară Duhului Dumnezeu să aprindă în noi. Duhului Dumnezeu să aprindă un foc puternic în inima noastră. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Cum să ridici un om căzut? Trebuie mai apoi, dragii mei, să avem în vedere anumite reacții ale acestuia. Trebuie să avem în vedere anumite răspunsuri. Pot oamenii căzuți să se ridice? Da. De ce cad oamenii? Am văzut ispite, ignoranță, ignorarea avertizmentelor, dezamăgiri în viață. Dar mai apoi, haideți al doilea aspect să vedem foarte important. Întrebăm cum poți să ridici un om căzut. Mai apoi trebuie să avem în vedere anumite reacții pe care oamenii ăștia le au. Sunt anumite reacțiile unui om căzut și care definesc sau nu ridicarea lui spirituală. Dragii mei, de regulă oamenii care sunt căzuți, am observat din propria experiență și slujire pe care o am de câțiva ani de zi în lucrarea lui Dumnezeu, din dialogurile pe care am cu alți oameni lui Dumnezeu care lucrează în zona reabilitării. Dragii mei, există mai multe reacții. Prima din ele este și cea mai de dorit, când un om căzut are reacția aceasta a recunoașterii. E evident că omul are o problemă. Și cel mai de dorit caz spiritual vorbind este să recunoști că ai o problemă. Da, am o problemă. Când un om este confruntat, când un om este confruntat din punct de vedere spiritual să recunoască, frate, am o problemă. Există însă o altă reacție și anume când îi spui cuiva, uite frate, vreau să stau de vorbă, văd că ai o problemă spirituală, văd că ești căzut, văd că dintr-o dată știți care e reacția unora? Dar ce, tu ai o problemă cu mine, nu? În loc să recunoști că ai o problemă, vii și afirmi, tu ai o problemă cu mine? Dar ce, pe mine, nu, pe mine mă vezi? Oameni buni, revolta aceasta nu duce la nimic. Există mai apoi, dragii mei, o altă reacție și anume să spui, dar și alții care au probleme. Cazul cel mai fericit e să recunoști, am o problemă. Cazul tragic este să spui, frate, știi ceva, tu ai o problemă cu mine, că de-aia ai venit. Sau uită-te după aceea, uitați-vă tendința care este, tu nu vezi că sunt alții care au probleme la fel ca mine? Mă, nu știi tu, las că ți-i spun eu. Și e vorba de tine, nu de alții acum. Lasă că le vine și lor rândul. Dar acum e vorba de tine. După aceea să vii cu felul de scuze, să dai vina pe alții. Eu am probleme asta din cauza locutare. Da, am problemă, dar uite din cauza locutare, și locutare, locutare. Toți ești vinovați, numai tu nu ești. Toată lumea e vinovată. Numai tu nu ai nicio vină. Sau, dragii mei, există o altă situație în care poți să reacționezi într-un mod greșit. Să vrei ca alții să-ți rezolve problemele și tu să nu faci nimic. Vă aduceți aminte momentul în care Petru îi spune lui Simon Magul, bă, tu ai o problemă. Banii tăi să piară împreună cu tine. Cum poți să gândești că poți să cumperi darul Duhului Sfânt cu bani? Și îi spune Petru, roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta. Asta îi spune Petru, roagă-te după căiește-te. Care e reacția lui Simon Magul? Rugați-vă voi pentru mine. Eu nu mă rog, dar rugați-vă voi. Domnul să vă asculte pe voi pentru mine. Facem un transfer de har de la noi la voi. Nu merge. Asta e o problemă, oameni buni. Dar știți care este mai o altă problemă, o reacție greșită? Există oameni care atunci când cad, nu se mai pot ierta pe ei. Sunt oameni care sunt atât de prăbușiți și dezamăgiți, încât pur și simplu ajung să nu se mai pot ierta pe ei. Și asta e problema serioasă. Și oamenii care nu mai pot să se ierte pe ei, de foarte multe ori nu mai reușesc să iasă de acolo. Există un caz foarte cunoscut în mediul evanghelic al pastorului Iosif Țon, un om care
are o viață și a avut o viață atât de tumultoasă. Cu atât e urcușul și coborușul spiritual, dar din care putem să învățăm multe lucruri. Vreau să vă spun pe scurt istoria vieții lui. În 1957, în timp ce era student la Facultatea de Teologie Baptistă din București, pune mâna pe niște cărți de teologie liberală. Rudolf Bultmann, Teologia Liberală, în care scoate tot ce e supranatural din Biblie. O văd doar ca pe o carte de psihologie, Biblia. Oamenii ăștia contestă, școala de la Tübingen contestă toate minunile din Biblie, toată dimensiunea supranaturală, totul literal, totul explicabil. Dragii mei, influențat de această teologie liberală, omul acesta, Josephson, ajunge să-și piardă credința în Dumnezeu. Devine agnostic, adică și crede și nu crede. Dar în 1958, dragii mei, ajunge să se declare ateu. Spune, nu mai cred în Dumnezeu. Și pornește o întreagă polemică împotriva lui Dumnezeu și a pocăiților. În 1963 urmează o cădere puternică în viața lui. Acceptă să devină colaborator al securității. Din rău în mai rău. Numai că, mergând pe linia asta cronologică, în 1964 se întâlnește cu Richard von Brandt. Și când se întâlnește cu Richard von Brandt, acesta îi vorbește despre Dumnezeu. Și când Richard von Brandt, cu autoritatea care avea un om care a trăit cu Dumnezeu și în libertate și în pușcărie, într-un mod atât de înălțător, e ceva ce îi străpunge inima lui Josephson și începe în inima aia de ateu, de om care nu mai crede în Dumnezeu, de om revoltat, începe să se nască anumite întrebări despre Dumnezeu. Dar spunea el, breșa a fost făcută de către Richard von Brandt, dar zidul ateismului, zidul întunericului din mintea mea, din viața mea, zidul căderii mele s-a prăbușit în 1967, când l-am cunoscut pe pastorul Simeon Cure de la Cluj, care tocmai venise de la canal, 5 ani de pușcărie, 5 ani de muncă silnică forțată la canalul Dunării Marea Neagră. Un om care a trăit prin multe, multe, multe lupte spirituale. Și la un moment dat, Josephson stătea de vorbă cu, într-o seară cu pastorul Simeon Cure și acesta îi tot vorbea despre Dumnezeu. Îi spunea că, bă, Iosif, trebuie să te ridici, trebuie să crezi în Dumnezeu, trebuie să tu poți să te ridici de aici, Dumnezeu te poate ridica din căderea asta ta. Și spunea, nu pot, nu pot. Și la un moment dat, Josephson îi spune, știi ceva, nu mă pot ierta pe mine. Nu mă pot ierta, cum am putut să ajung să spun atâtea lucruri nebunii în mintea mea, cum am putut să afirm despre Dumnezeu aberațiile alea, nu mă pot ierta. Și spune Josephson că în momentul ăla, Simeon Cure, cu o mare brândețe și cu o asprime pastorală, efectiv l-a scuturat puțin și a zis, hei, uită-te la mine. Și au zis ce a spus? Dar cine ești tu de vrei să-ți ierți păcatele? Dar cine ești tu de vrei să-ți ierți păcatele? Nu tu trebuie să ți le ierți, ci Dumnezeu. Așa că celor care nu se mai pot ierta pe ei, am același răspuns. Cine ești tu de vrei să-ți ierți păcatele? Lasă-L pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele. În această seară, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici să ierte. Prin Duhul lui Dumnezeu este prezent în biserică. Prin Duhul lui Dumnezeu este aici, dragii mei, și a venit să ierte păcate, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, trebuie să ne uităm la aceste reacții ale oamenilor căzuți. Dar uitați-vă, Când trebuie să ridicăm un om căzut, pentru că Pavel ne îndeamnă la asta, noi care zice suntem duhovnicești, trebuie să ridicăm pe ăla care e căzut, trebuie să avem în vedere anumite riscuri. Trebuie să vă vedem, uitați-vă, în al treilea rând, un aspect important, trebuie să ai în vedere anumite riscuri. Ascultați-mă, este misiunea noastră, e misiunea mea nu doar ca păstor, ci și a întregii biserici să ridicăm oameni căzuți. Face parte din ADN-ul spiritual acestei biserici, ridicarea, reabilitarea oamenilor căzuți. Avem un principiu pe care îl afirmăm și îl reafirmăm în biserica aceasta. În ochii lui Dumnezeu noi credem ferm că orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Asta credem 100% în biserica aceasta. Asta mărturisim 100% în biserica Geneza. Orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Spuneți amin la asta. Glorie Domnului. Dar vedeți dumneavoastră, când vine vorba de a ridica pe un om căzut, trebuie să vedem, să avem în vedere anumite riscuri. Există, dragii mei, niște riscuri pe care vreau să le subliniez. Este riscul ca prin tolerarea celui căzut în comunitate, prin tolerarea în starea în care se află,
prin tolerarea lui necondiționată, să deschidem o ușă diavolului. Pentru că vreau să vă spun că una dintre sarcinile pastorale pe care Dumnezeu le trasează este aceea de a păzi urma lui Hristos. Și există un risc real pe care trebuie să-l subliniez. E riscul ca prin tolerarea celui căzut în mod necondiționat, ascultați-mă, să deschidem o ușă diavolului. În 1 Corinteni 5 cu 13, Apostolul Pavel despre un curvar, despre un om care ajunge într-un păcat groaznic, până acolo încât trăiește în păcatul curvei cu propria lui mamă vitregă. E un caz abominabil. Dar Pavel spune în 1 Corinteni 5 cu 13, dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela. Și asta să știți că nu e o chestie care să-ți placă. Dar pentru sănătatea trupului Hristos, când există oameni care nu vor să se pocăiască, noi nu putem accepta într-un mod necondiționat. Vreau să vă spun, uneori mi se rupe inima și nici distonocalmul și nici aspenterul nu te ajută. Când ești pus în postura în care, pentru a proteja trupul lui Hristos, Biserica lui Dumnezeu, trebuie să o desparți de anumiți oameni care nu vor să se pocăiască. Dar dacă îi tolerăm în comunitate, necondiționat, există riscul să deschidem ușa diavolului. E atât de fină linia asta de demarcație. De-aia rugați-vă mai mult pentru echipa pastorală. Rugați-vă pentru inima noastră. Rugați-vă pentru mintea noastră să fie luminată de Dumnezeu când luăm astfel de cazuri, discuție. Dar, dragii mei, uitați-vă, există și riscul celălalt. Există riscul ca prin respingerea noastră a celui căzut să-l aruncăm noi în brațele diavolului. Există riscul ca tolerându-i pe unii care nu vor să se pocăiască și-s rebeli, să dăm prilej diavolului să facă ravagi în biserică. Dar în același timp, ascultați-mă, dacă noi respingem pe un om din start, ai păcătuit afară, noi știți ce facem? Îl aruncăm în brațele diavolului. Îl aruncăm noi în brațele diavolului. De aia în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 5, Apostolul Pavel spune la un moment dat, în felul următor, dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun mai mult. Este, zice Pavel, destul pentru omul acesta pedeapsa, disciplina, dacă vreți, pe care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Pentru că dăm prilej diavolului. Dar cei mai mulți observatori ai Bibliei spun că nu e vorba despre unul și același lucru din 1 Corinteni 5 cu acest unul din 2 Corinteni 2. Aici e vorba despre un om care contestă, sfidează autoritatea pastorală Apostolului Pavel. Dragii mei, există un alt risc. Există riscul ca fiind concentrați asupra celui căzut să uităm de noi. Există riscul că atunci când ești prea concentrat pe ăla care e căzut, dorind să-l ridici, să uiți de tine. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici cât se poate de clar, auziți, și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Ridică-l, tu care ești duhovnicesc, fă lucrarea asta, întinde mâna, dar fii atent. Dacă e prea greu, dacă te tragi în jos, ia-ți mâna. Pentru că e riscul să cazi tu. Există riscul, dragii mei, ca fiind mai apoi prea duri cu cei căzuți, să fim prea îngăduitori cu noi. În timp ce suntem aspri cu alții, să fim îngăduitori cu noi, foarte îngăduitori. Există, dragii mei, acest risc, și Domnul să ne păzească de el ca să zice, purtați-vă sarcinile unii de altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dar ascultă-mă bine, ce fel de sarcină e supra ta? Există situații, există cazuri de oameni care, ascultați-mă, nu vor să fie ajutați. Și dacă, ascultați-mă, dacă insiști prea mult, poți să cazi tu. Sunt lucruri reale. Am întâlnit de atâtea ori, vă spun, în contextul slujirii,
Am întâlnit oameni, țin minte că m-a chemat la un moment dat o femeie, avea un soț nepocăit. Întors la Dumnezeu pentru o perioadă scurtă de timp, întors în rebeliune și trăia cu el de câțiva ani, se tot ruga lui Dumnezeu și încerca să-l ridice. M-a chemat să mă duc la ea acasă să mă rog pentru soțul ei care e rebel și care mai vrea să la biserică. Și ce am constatat? Era mult mai rău ea spiritual decât el. I s-a omorât inima. Cu praf inima. Ea trebuie să fii foarte atent. Trebuie să fii atent la anumite riscuri. Când ridicăm pe cel căzut, dragii mei, că e o datorie, asta nu e o chestie de opțiune, e o datorie pe care o avem, dar ascultați-mă, trebuie să vedem de anumite răspunsuri, să pot ridica. Ce îi face să cadă pe oamenii ăștia? Apoi, trebuie să avem vedere anumite reacții. Vor să se pocăiască? Acceptă faptul că au o problemă sau spun că toată lumea are o problemă cu ei? Dacă e rebeliune, dragii mei, ești limitat în ceea ce poți face. Apoi, când e vorba de a ridica pe un om căzut, trebuie să avem în vedere anumite riscuri. E riscul, dragii mei, ca fiind prea tolerant să lăsăm pe diavolul să intre în biserică, să ne distrugă, să afecteze pe alții. Există riscul ca fiind prea aspri să aruncăm în mâinile diavolului. De-aia e un echilibru spiritual în care doar Duhul lui Dumnezeu ne poate conduce și călăuzi. Și avem mare nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Oameni, ascultați-mă, știu că sunt unii dintre noastre prinși acolo pe linia asta de război. E foarte important să știi și să vezi linia aia fină de demarcație între slujire și între prăpastie. Dar mai apoi, dragii mei, trebuie să avem în vedere un al patrulea lucru. Trebuie să avem în vedere anumite responsabilități. Trebuie să avem în vedere anumite responsabilități când vine vorba de oamenii căzuți. Dragii mei, suntem responsabili să fim echilibrați în abordarea celui căzut. E foarte important să fim echilibrați când vine vorba de a aborda un om care a căzut. Pentru că, dragii mei, în acest proces al disciplinării și al reabilitării, trebuie să menținem un echilibru între două lucruri și vă rog să nu uitați aspectul ăsta. Când vine vorba de a ridica pe cineva, când vine vorba de a contribui la reabilitarea, ridicarea spirituală a unui om căzut, trebuie să menții un echilibru, știți, între două lucruri foarte importante. Dragostea față de adevăr și dragostea față de oameni. Când iubești mai mult omul și ignori adevărul, ești într-un pericol. Când iubești adevărul, îi scris, păcat, condamnare, judecată, moarte. Și nu iubești oamenii. Și dezechilibrat. De o să vedeți jihadiști în mediul evanghelic, talibani, care cred că au sabia Duhului și a cuvântului și ei tau și-ți spinte că pe toți în biserică. Oamenii ăștia, ascultați-mă, nu iubesc oamenii. Ei spun că iubesc adevărul. E un echilibru fin între dragostea față de adevăr și între dragostea față de om. Trebuie să fim atenți. E responsabilitatea noastră să fim echilibrați spiritual. Am citit, mi-a plăcut foarte mult, știți, istoria și istoria bisericească foarte mult. Am stat să mă gândesc, Doamne, cum a fost în urmă cu 1000 de ani în biserică? Cum a fost în urmă cu 1500 de ani în biserică? Vreau să vă spun cum a fost în urmă cu aproape 1700 și ceva de ani. În anul 249, în Africa de Nord, era cea mai puternică comunitate de creștini ai vremii. Mai puternici ca în Egiptul de astăzi, mai puternici chiar ca și în Roma, mai puternici ca oriunde. Era o comunitate foarte puternică în nordul Africii și în special la Cartagina, unde Ciprian de Cartagina era episcopul, era conducătorul creștinilor. Ei, în anul 249, împăratul roman Decius a dat un edict împotriva creștinilor. Și a spus așa, cine nu mărturisește, cine nu aduce jertfe la statuia împăratului, cine nu se închină cultului cezarului, e pedepsit, e omorât. Și a fost o perioadă de mari, mari tribulații. Și vreau să vă spun, dragii mei, că dintr-o dată creștinii, mulți care erau, s-au împărțit în trei tabere. Există unii care, dragii mei, știu ce au făcut? Au adus jertfe animale, exact cum cerea pretenția cezarului. Și au fost compromiși. Existau alții apoi care au dus jertfe vegetale, zic, bă, noi ne aducem animale, dar aducem niște spice de porumb, de nu știu ce pe acolo, de grâu, mă rog, altceva, că punem acolo, dar îi, dar nu-i, știți, și. Și au fost mai apoi, dragii mei, o altă categorie, se numeau libelaticii, eu numit Ciprian de Cartagina, cei care prin pile, cunoștințe și relații
Și-au făcut rost de certificate care mărturiseau că au adus jertfă cezarului, dar de fapt ei nu au adus-o. Deci unii trebuia, după ce aduceai jertfa, primeau un certificat. Și cu acel certificat, dacă veneau la tine autoritățile romane, dacă te închina cezarului, scoteai documentul. Da, și te lăsau în pace. Dacă nu-l aveai, te omorau. Unii au adus jertfe animale, alții jertfe vegetale, erau vegetariani, nu știu, probabil, și apoi jertfe unii imaginare. Cu bani au cumpărat certificate. Nu vă spune nimic despre practica asta uneori astăzi întâlnită așa. Nu, nu. Vaccin cu din alea, cu... Nu, nu, nu. Știți că a fost o întreagă epopee. Că a fost o teologie argumentată cu măgărușului. Știți? Mai bine să nu ne pomenim astea. Că dăm idei, nu de alta. Și acum Ciprian de Cartagina, imaginați-vă, are două categorii de oameni în biserică. Unii care sunt compromiși, căzuți, și unii care și-au păstrat, unii care au murit, martirizați, pentru că nu au acceptat să se închine cezarului. Și Ciprian de Cartagina, într-o scrisoare adresată unui prieten, spune așa, vă citez, sunt foarte sfâșietoare scrisoarea asta, a trebuit să cumpănim în ambele privințe. Ce facem cu oamenii ăștia? Și a zis, să nu fie tăgăduite cu dezăvășire celor căzuți nădejdea comuniunii și a iertării pe de-o parte, dar pe de altă parte, nici să nu fim slăbim, nici ne slăbim asprima Evangheliei și practic să împiedicăm pocăința lor. O linie fină de demarcație. Cum facem cu oamenii ăștia? Să nu cumva să împiedicăm pocăința lor prin a tăia din Evanghelie, din necesitatea de a se pocăi, dar în același timp nici să nu le închidem ușa, ca oamenii ăștia să nu se mai pot întoarce la Dumnezeu. Dragii mei, ridicarea celui căzut în încheiere, vreau să vă spun că necesită din partea noastră o atenție specială. Sunt oameni care cad și asta e o realitate. Cunoașteți? Mă rog din toată inima ca poate după seara aceasta, dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit în anumite aspecte, să le pui în practică. Să nu mai judeci înainte să gândești bine lucrurile. Probabil că ar trebui să renunțați unii dintre voi la a mai da sentințe, de a mai împărți voi sau noi dreptatea. Probabil că ar trebui, dragii mei, vedeți dumneavoastră, am gândit întotdeauna, eu sunt în picioare și spun slavă lui Dumnezeu pentru asta. Și dumneavoastră sunteți în picioare. Dar lângă mine e un om căzut spiritual. Și eu stau lângă el. Ca să-l pot înțelege. Ca să-l pot ridica. Ce să mă cobor? Ăla e căzut, e întins. Și dacă o să stai lângă el în picioare și o să-i cânt, hai ridică-te odată cum cântă frații la Toflea, nu se ridică. Eu stau și fac proclamația ce-i peste el. Oameni buni, poți să-i te strig, hai ridică-te odată, poate ultima dată. Mai zic încă o dată, mai ridică-te. Poți să stau de aici, țanțoș, neauș, că eu sunt pocăit, că eu nu beau, că eu nu fumez, că eu nu duhănesc, cum zicem noi pe la Bihor. Când gura mea nu a intrat alcool și foarte bine, slavă lui Dumnezeu. Și pot să stau de aici, de la postura omului înalt, zicem noi, spiritual. Și l-a întins lângă mine. Nu o să-l pot ridica niciodată. Sau ce spune Apostolul Pavel aici? Hai să ne uităm puțin în Galateni. Pentru că, dragii mei, nu putem trece de cuvântul ăsta. Fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Și uneori, ascultați-mă, ca să poți ridica un om, nu poți face din picioare. Nici așa nu poți. Uneori, și ce trebuie să faci? Trebuie să te pui în genunchi și să te apleci până acolo la nivelul lui. Că n-are, ascultați-mă,
n-are nicio putere măcar nici să-ți ridice mâna sus. Degeaba i-o întins tu de sus, că nu-și poate ridica mâinile. Uneori trebuie să te pleci pe genunchi înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu. Trebuie să vorbești cu El, trebuie să-i arăți că-ți pasă de El. Trebuie să-L ridici. Și de acolo, de jos, cu ajutorul Lui Dumnezeu, să-L ridici. Știți, oamenii ăștia nici nu se pot ține pe picioare în primele săptămâni. Trebuie să-L ții tu. Trebuie să-L hrănești, trebuie să-L tratezi. Trebuie să-L vezi cum zi pe zi prinde puteri și începe să vină înapoi pe cale și începe să vină înapoi la biserică și începe să cânte și începe să se roage. Vreau să știți că este o mare minune. Să vezi un om căzut care se ridică. Ce minune este! Am o întrebare. Pe lângă câți oameni căzuți ați trecut? Pe câți am judecat? Pe câți am ajutat? Ești duhovnicesc? A fi duhovnicesc nu înseamnă să vorbești în limbi mai mult decât toți la un loc. E și bine. A fi duhovnicesc nu înseamnă să știi să predici pe puncte omiletic. A fi duhovnicesc nu înseamnă să știi foarte multe despre cum se face lucrarea lui Dumnezeu. A fi duhovnicesc înseamnă să faci ce a făcut Hristos. Înseamnă să te duci la oamenii la care s-ar duce Hristos. Înseamnă să faci ce a făcut Iisus. Când Duhul lui Dumnezeu e în tine, se coboară lângă oamenii căzuți. Când firea e în tine, nu se coboară. Aș vrea să ne rugăm în seara asta pentru oamenii căzuți. Vrea să mijlocim pentru oameni căzuți. Poate că ești căzut tu. Poate că fizic nu, că ești încă la biserică, dar în inima ta e praf. Crezi că dacă ascunzi, te ajută? Crezi că dacă nu știu cei de lângă tine, Dumnezeu nu vede? Ba da. Crezi că teatrul e o alternativă la pocăință? A jucat teatru? Să aștepți ce? Poți să spui, toată lumea are o problemă cu mine? Din cauza locutare să aici? Să poți să spui, Doamne, știi, am o problemă serioasă. Îs picat. Trebuie să mă ridic. Întindeți mâinile spre Dumnezeu în seara asta. Și noi ca biserică ne vom întinde mâinile spre Dumnezeu și vom mijloci în seara asta. Și ne vom ruga. Asta putem face. Că trebuie să-i ridicăm pe cei căzuți. Ne ridicăm picioare. Știți pe cineva căzut? Rugați-vă pentru el. Mijlociți pentru el. Strigați către Dumnezeu pentru el. Oameni buni, știți când uneori înțelegem durerea din inima lui Dumnezeu? Știți când nu putem înțelege uneori? Când ajungi în viață să fii părinte și să vezi un copil care e rebel, care o ia pe drum, îi spui să meargă la dreapta, să duce la stânga și știi că se duce înspre întuneric și nu-l poți să opri efectiv și ești neputincios. Mulți nu sunteți părinți, dar mă rog ca Dumnezeu să pună o inimă de părinți în noi în seara asta, ca să putem înțelege durerea lui Dumnezeu, ca să putem să înțelegem inima lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să ridicăm pe cei căzuți. Trebuie să ne rugăm pentru cei căzuți, trebuie să mijlocim pentru cei căzuți.
Haideți să facem prin rugăciune în numele lui Iisus Hristos.